La început aș vrea să vă spun că vreau să ne simțim într-o atmosferă cât se poate de convivială și cât se poate de prietenească, așa că o să vă rog să ne permiteți să stăm jos încă de la începutul acestui eveniment și să gândim totul așa cum ați fost obișnuiți mulți dintre dumneavoastră de la primele ediții ale acestui eveniment, Miercurea de Știință. Început acum, cred că vreo 4 ani de zile, oprit din cauza pandemiei, am reîncercat apoi anul trecut, dar să zicem capitala culturală cu foarte multele evenimente cu care ne-a bucurat aici la Timișoara, ne-a făcut să punem din nou un pic de pauză, dar de anul acesta am hotărât să ne vedem lună de lună, mai puțin probabil în perioada vacanței. Și, în primul rând, mă bucur să văd foarte multe figuri foarte cunoscute. Colegi de la toate universitățile din Timișoara, colegi din institute de cercetare, colegi care lucrează sau nu în domeniul științei, pentru că, până la urmă, obiectivul nostru acesta este de a încerca ca unele elemente ce țin de, eu știu, fizică, chimie, științe inginerești, să meargă înspre publicul larg pentru a fi înțelese într-un mod mult mai clar decât poate se întâmplă prin promovarea care se face prin canalele standard, gen radio, televiziune sau pur și simplu prin cărți. E rolul nostru acela de a explica de multe ori știința. Astăzi am ales două subiecte care sunt convins că vor fi foarte interesante. Spuneam câtorva dintre dumneavoastră înainte de începerea acestui eveniment, că pentru mine, dacă aș fi citit această carte acum vreo 10-15 ani, mi-ar fi fost mult mai bine. Pentru că mi-ar fi dat câteva elemente prin care, eu știu, poate anumite momente tensionate pe care le-am avut în dialogul cu colegi câteodată sau cu oameni pur și simplu vis-a-vis de subiecte la zi, cum a fost și subiectul vaccinării, pe care o să-l abordăm cu siguranță, pentru că se regăsește și el între paginile acestei cărți. Acesta este unul dintre ele, iar celălalt subiect ne va aduce în față, ne va aduce în fața ochilor și în minte, ne va aduce un personaj pe care mărturisesc că îi știam numele, știam că există o universitate în România care se numește Gheorghe Asachi, Universitatea Tehnică din Iași. Știam totuși că a fost o personalitate importantă a vieții culturale, academice din Moldova, dar nu i-am cuprins dimensiunea. Citind această carte pe care am cunoscut-o grație invitatului nostru de astăzi, domnul profesor Eugen Seghedin, prorector la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, ei bine, m-a făcut să cunosc o personalitate absolut remarcabilă, pe care însă o va descrie mult mai în detaliu Eugen. Câteva cuvinte despre invitatul nostru de azi, îmi permit să spun nostru, pentru că vă consider realmente parte a acestui eveniment, parte a acestei echipe a Miercurii de Știință. Unii dintre dumneavoastră prezenți aici ați și fost în partea aceasta de, a evenimentului, ați vorbit despre lucruri interesante, îl văd pe Paul Grăvil, aici a fost minunată acea ediție în care am vorbit despre Cernobâl și despre, eu știu, cu ghilimele, pericolul nuclear. Da, astăzi constatăm, acum când parcurgem elemente de criză în zona energetică, cât de important și cât de bine este să ai niște infrastructuri nucleare care să fie, bineînțeles, utilizate cu responsabilitate și în condiții de maximă siguranță. Așadar, revenind la invitatul nostru de astăzi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre tine, Eugen. Înainte de toate, spune că suntem colegi și ne-am întâlnit lună de lună sau poate chiar mai des, de mai bine de, cred, 6-7 ani, de când am fost colegi în Consiliul Aracis. Ne-am susținut reciproc în foarte multe momente și ne-am împărtășit aceleași idei și același mod de abordare. Suntem un fizician și un inginer, dar cel mai mult ne-a plăcut să mergem în evaluări la universitățile de artă, de exemplu. Erau, să zic așa, feblețele noastre. Da, așa mi-aș ata, știi foarte bine acest lucru. Așadar, Eugen Seghedin este profesor la Universitatea Gheorghe Asachi din Iași, conducător de doctorat, cu preocupări în zona aceasta a inovației, cu număr impresionant de brevete de invenție, cu număr impresionant de proiecte de cercetare pe care le-a derulat, dar poate a spune mai mult decât orice într-o universitate tehnică, oarecum atipic, nu? Acest lucru preocupat de tot ce înseamnă această conexiune
nu doar cu științele exacte și științele naturii, cu matematica, cu fizica, dar și cu lumea artei. Dincolo de preocuparea pentru această carte, Eugen întreține o rubrică periodică în presa din Iași, tot așa cu elemente de popularizare a științei. Eugen, aș începe oarecum abrupt, pentru că până la urmă de asta ne-am întâlnit și aș vrea ca la început să discutăm despre volumul pe care l-ai coordonat, despre personalitatea lui Gheorghe Asahi și ar fi poate interesant pentru noi toți să aflăm de unde a venit această idee, cum ai pregătit-o, cum ai contactat oamenii care au scris în acest volum. Deci toate elementele acestea premergătoare volumului în sine și a conținutului său, pe care evident îl vom aborda și pe acela. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunt aici, Mădălină. A fost o foarte plăcută surpriză să fiu invitat într-un astfel de cadru pentru a lansa această carte. Noi când scriem cărți, nu le lansăm în modul acesta festiv, pentru că sunt cărți de nișă, sunt cărți tehnice, sunt citite de foarte puțină lume, interesează pe foarte puțină lume, dar cu această ocazie, iată, această carte a fost o carte foarte așteptată. A fost o carte foarte iubită înainte de a apărea. Toată lumea vorbea foarte frumos despre această carte. Noi ne cam temeam când vedeam aceste așteptări foarte mari, pentru că atunci când așteptările sunt mari și decepțiile pot fi la fel de mari. Deci ne cam temeam, pentru că încă lucram la cartea despre Asahi, care s-a născut de la sine. Anul trecut se împlineau 210 ani de când Gheorghe Asahi înființa școala de hotărnicie. În 1813, Gheorghe Asahi, la 25 de ani, întors din Italia, după ce se transformase mental, complet, în urma unei dragoste platonice cu Bianca Milesi, care i-a deșteptat spiritul național, înființează școala de cadastru, care de fapt era o școală care promova cultura română, promova limba română. O școală care nu a convenit Academiei Domnești, a fost numai o singură promoție de ingineri hotarnici. Și, bineînțeles că, fiind 210 ani, trebuia să onorăm într-un fel acest moment. Și ne-am gândit să scriem o carte despre manuscrisele lui Asahi. Despre Asahi și manuscrise ale lui Asahi. Sunt foarte puține, pentru că în 1837 a fost un mare incendiu la Iași, care a făcut ca să se piardă aproape toată arhiva lui Gheorghe Asahi. Și când am strâns aceste documente, am constatat că sunt din diverse domenii. Era de așteptat, știam că era un personaj multiplu, cu multiple fațete intelectuale, și atunci am constatat că nu poate să fie o singură persoană care să comenteze și artă, și literatură, și matematică, și antreprenoriat, și arhivistică, și jurnalul, și așa mai departe. Și atunci am structurat această echipă care a lucrat la această carte. Nimeni nu a spus nu. Cel mai frumos a răspuns Bogdan Crețu, care acum este pe buzele tuturor cu ultima sa carte de la Polirom, Mai puțin decât dragostea. Și Bogdan Crețu, pe care nu cunoșteam, mi-a răspuns așa, i-am dat telefon și mi-a spus în felul următor: domnule profesor, nu mi-este foarte clar ce am de făcut, dar am înțeles că e vorba despre Asahi și răspunsul este da. Și așa am plecat la drum, am spus că va fi o carte de 200 de pagini, n-au ieșit 200 de pagini, au ieșit 500 de pagini. Cartea este scrisă de profesori de la Politehnică, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de la Universitatea de Arte George Enescu, de la Biblioteca Centrală Universitară, de la Arhivele Statului, de la Academia Română. Avem aici un Asahi pe care l-am dorit cât mai complet. Asahi s-a ocupat de aproape orice. Este și Asahi traducătorul, pe care nu-l avem aici, este și Asahi fabulistul, este și Asahi reporterul, am aflat după aceea. Deci încă mai sunt lucruri de făcut despre el.
Avem Asaki, omul politic. Avem Asaki, întemeitorul de școli și de instituții de cultură. Avem Asaki, artistul plastic. Un artist plastic extraordinar, care își făcuse, se pare, un proiect de țară. Era un tip de artist social, Gheorghe Asaki. Profesorul Cristi Ungureanu l-a descifrat în privința aceasta. Avem Asaki, poet, prozator, dramaturg, un capitol scris de Bogdan Crețu. Apoi Asaki, matematician, autorul de matematică. Asaki povestește matematica pentru copii. De exemplu, nu folosește descăzut și scăzător. Spune numărul susnic și numărul josnic. Apoi avem Asaki, antreprenorul, Asaki, omul de afaceri. El avea o tipografie și acum îi mai trebuia și hârtie. Și a înființat la Piatra Neamț o fabrică de hârtie. Nu i-a mers foarte bine, dar fabrica a mers 26 de ani, până când n-a putut rezista concurenței din străinătate. Este apoi Asaki, ziaristul. Asaki, ziaristul, Asaki, întemeitorul de gazete și întemeitorul unui institut a Albinei, așa se numea, o entitate care tipărea manuale, cărți bisericești, hărți într-o Moldovă în care era un deșert, un pustiu cultural, în care numai biserica era singura instituție care răspundea cultură, o Moldovă fără școli, o Moldovă fără drumuri, mă rog, el nu a fost un reformator, că n-avea ce reforma. El a fost pur și simplu un întemeitor. Avem Asaki, arhivistul. Asaki s-a luptat cu biserica pentru ca să obțină, în primul rând, acele documente care atestau proprietățile asupra terenurilor. Aici era miza, de fapt. De asta în Moldova nu era arhivă, nu era niciun fel de instituție de genul acesta. Era înființat-o și s-a luptat ca să obțină aceste documente care atestau cine sunt, de fapt, proprietarii acelor terenuri. Știți, va veni după aceea acuza care va seculariza averile mănăstirești și lucrurile, într-o oarecare măsură, se vor rezolva. Apare Asaki, arhitectul. Asaki, arhitectul, a rămas cel puțin o casă pe care a proiectat-o el, casa în care a locuit. Casa Asaki este și în prezent, este sediul Institutului Filipide a Academiei Române. Și ultimul capitol este cel care mie mi este cel mai drag, pe care eu l-am scris, este jurnalul lui Asaki. Asaki a ținut un jurnal în ultimii 7 ani de viață. Jurnalul este la Academia Română. Nu a scris nimeni despre el niciodată, pentru că la prima vedere este un jurnal de însemnări zilnice. Câte care de fân a mai cumpărat, câte vedre de vin a adus de la huși și așa mai departe. Dar jurnalul este plin de însemnări politice. Este plin de creații literare inedite. Este plin de gânduri intime ale lui. De acolo vedem și care a fost starea lui de sănătate. Vedem multe lucruri care nu apar în multe cărți și vedem în primul rând pe Asaki, bunicul. El îl crește pe Georgică. Georgică, viitorul George Asaki, profesor de medicină la București și la Paris. Georgică, pe care, bineînțeles, că îl iubește foarte mult, dar îl mai ceartă și cu Varga. Asaki, marele întemeitor de școli, nu ezită să pună mâna pe băț pentru a-și corecta nepotul. Spune, nesupusul Georgică certat cu Varga. Georgică, un copil fără îndoială foarte inteligent, cam năbădăios și care este uneori reținut la pension, învață la pensionul Jourdan din Iași și notează bunicul său, Georgică reținut la pension pe motiv de lene. Și lucruri de genul acesta. Am vrut să vedem Asaki, omul, din jurnalul său, pentru că mi-am pus o întrebare. Oare Asaki avea simțul umorului? Pentru că dacă ne luăm după iconografia care circulă în prezent, Asaki este un domn cu o bogată experiență de viață,
cu expresie, cu o căutătură destul de fioroasă, nu chiar foarte prietenoasă, și mi-am pus întrebarea, oare așa era el în realitate? Pentru că dacă ne uităm pe copertă, vedem un alt Asahi. Acest Asahi, realizat de profesorul Cristian Ungureanu, este o creație care are la bază o pictură a lui Giovanni Schiavoni, Asahi la tinerețe, și o altă pictură al unui autor Bayer, tot Asahi tânăr, și plecând de la aceste singure două reprezentările lui la tinerețe, a rezultat această înfățișare a lui. Ne-am pus întrebarea, da, dacă are simțul umorului, se pare că l-avea. De exemplu, notează undeva, bucătarul este în ultimul hal de, mă rog, era beat, ceva în genul ăsta, nu, este, bucătarul este beat în superlativ. Notează în altă parte, la visterie egal cu zero, cumpărat 5 găini, 2 cocoși și un gânsac. Gânsacul s-a dat la Vica, Vica fiind o fată în casă acolo, și uneori nu ne dăm seama dacă este un umor involuntar sau este un umor intenționat. Oricum, rezultă un Asahi preocupat de familie, pater familias. Toți au nevoie de el, toți iau bani de la el. În primul rând este Hermiona, fata lui de la Paris, soția lui Edgar Quine. Două personaje ies cam șifonate din acest jurnal, Hermiona și Cocălnicianu. Hermiona îi cere bani în permanență și îi scapă undeva în jurnal. Hermiona cere bani din nou. Bani și iar bani, semnul mirării. Deci era excedat de lucrul ăsta, iar Cocălnicianu, ei erau nu cei mai buni prieteni, ca să nu spun că nu erau deloc, erau chiar inamici, într-un fel. Și el am încercat să se apropie de Cocălnicianu, dar Cocălnicianu nu a acceptat aceste gesturi de prietenie din partea lui Asahi. Ce ne-am dorit? Care a fost miza cărții? Să vedem un Asahi modern, pentru că el a fost un tip modern. A fost după aceea depășit de vremuri, e adevărat. Momentul 1948 l-a surprins într-un mod neplăcut. El era boier. A rămas boier până la sfârșitul vieții. Credea că îi se cuvin privilegii, că așa era clasa boierească. De exemplu, când și-a înființat fabrica de hârtie, a cerut privilegiu din partea domnitorului ca numai el să producă hârtie în Moldova. Momentul Unirii la fel l-a prins pe altă baricadă, dar în partea de început a activității sale a fost un modernist. A fost un om care a înființat instituții de cultură care unele au rămas până în zilele noastre. A mai fost încă o miză, aceea de a vedea efectiv ce a făcut Asahi. Despre Asahi se spune într-un mod foarte lapidar, mare cărturar, un stereotip. Și cred că e bun cuvântul acesta, pentru că Asahi a avut atâtea preocupări, a făcut atât de multe lucruri, că nu e greu să găsești un cuvânt care să-l definească în totalitate. El a fost și inginer, a fost și artist plastic, a fost și arhitect, a fost și arhivist, a fost de toate. Și în carte sunt foarte multe elemente faptice. Putem să vedem fabrica lui Asahi, vedem cum scria Asahi, vedem demisia lui Asahi din postul de arhivist al statului, pentru că e foarte interesant un lucru legat de el. Nimeni nu știe, sau foarte puțină lume, știe un vers din Asahi sau titlul unei lucrări a lui Asahi. Nu știm mai nimic. Dar cu toate astea, Asahi are o foarte mare valoare simbolică. Îi poartă numele o universitate, nenumărate școli, nenumărate străzi, editura în care a apărut această carte. Deci el este receptat ca fiind într-adevăr un mare cărturar, un mare om de cultură, dar dacă ne punem întrebarea, totuși, domnule, ce a făcut Asahi? Eu când am terminat Politehnica în 88,
Mi-am pus și eu întrebări. Nu, ne-am făcut și eu Institutul Politehnic Gheorghe Asache. Dar ce a făcut Asache ăsta la urma urmei totuși? Ca studenții cărcotași. Ce a făcut totul? Fizic. Ei, acum putem să vedem. Putem să vedem ce a făcut pur și simplu Asache, pentru că față de cei care au scris înainte, și a scris Eugen Lovinescu, a scris Nicolae Iorga, a scris Alexandru Ursu, un mare profesor ieșan, care au descifrat toate lucrurile lui Gheorghe Asache. Deci față de cei dinainte, noi avem avantajul tehnologiei. De aceea am putut să scriem această carte atât de frumoasă. Eu din noiembrie n-am mai deschis cartea asta până acum. N-am vrut să o mai văd. Am spus că să se uite alții. M-am uitat destul, am citit-o, am răscitit-o. Și acum m-am uitat din nou, totuși după atâtea luni de zile, două luni au trecut. E o carte frumoasă, chiar mi-a plăcut să o răsfoiesc. Și oricum mai avem de lucru la ea, va trebui să o mai întregim cu alte aspecte în plus. E o carte care s-a născut de la sine. Deci, știți, era un dramaturg român, Tudor Popescu, care spunea odată: domnule, am vrut să scriu, de multe ori am vrut să scriu o comedie și mai ești o tragedie. Cartea asta nu e o tragedie, dar trebuia să arate altfel. După aceea, când ne-am recalibrat poziția, iată că a trebuit să apară cartea aceasta în această formă. Formatul cărții tot Asache ne l-a dat, pentru că este formatul unui manuscris al lui de la 1817, un manuscris de geometrie în care lasă niște benzi libere pe marginile foilor pentru desene. Ei, la fel am făcut și noi când am formatat acest text. Cineva m-a întrebat odată: unde, cum te-ai putut să strângi atâția oameni de atâta valoare în jurul tău pentru a scrie această carte? Și n-am avut un răspuns. Și m-am gândit totuși, dom'le, cum te-am reușit? Și răspunsul e următorul: nu am reușit eu. Nu mie mi se datorează faptul că s-au strâns toți acești oameni, ci îi datorăm lui Asache, pentru că pentru Asache s-au strâns și au reușit să scrie această carte într-un an de zile. Deci sunt doi istorici, sunt doi ingineri, un arhitect, un pictor, încă un istoric care este și arhivist. Oricum, este o carte care, despre care se pot spune foarte multe, cu multe lucruri noi, cu multe aspecte care sunt abordate într-o cheie foarte obiectivă. De multe ori despre Asache s-a scris într-un mod ăsta foarte încomiastic, într-un mod ăsta foarte festivist. Cum se spune aici, pot să spun la Timișoara, la Iași nu pot să o spun că mă linșează cei de acolo. La Iași, tot timpul, acum mai puțin se mai spune chestia asta, se aud pașii lui Eminescu. Eu stau în Iași de 40 de ani, n-am auzit niciun pas de-a lui Eminescu prin Clopou pe acolo. La fel și despre Asache. Acum cu Eminescu au lăsat-o mai moale lumea cu toate chestiile astea sfărăitoare, așa. Noi am vrut să scriem o carte despre Asache într-o notă, într-o atmosferă normală, obiectivă, naturală, firească. Sunt reproduse și niște pasaje nu foarte laudative la adresa lui Asache. George Sion are un discurs vitriolant împotriva lui. Au fost și din aceștia. Veți găsi și asta în această carte. Noi am încercat să arătăm aceste fațete multiple ale lui Asache, pentru că avea nevoie de așa ceva. Pentru că el, la 51 de ani, el a trăit 82 de ani, dacă nu mă înșel, la 51 de ani spune că sunt de puțin cinstit, de mulți de foimat și de nimeni iubit. El a suferit tot timpul de faptul că nu a fost poate suficient de, prezent în spațiul public, nu i s-au adus suficient de multe laude. Această carte este o dovadă de iubire. Și este posibil ca, într-adevăr, să nu fi fost suficient de bine receptat de semenii săi, pentru că Gecălinescu, în istoria lui, începe așa, vă spun din memorie, un personaj straniu a scris în Iași anii secolului XIX și așa mai departe, un personaj încă nedescifrat și așa mai departe.
și scrie că s-a născut la Herța în 1882. În 1782, zice el. Și mi-a pus întrebarea, de ce adaugă aceste două particule Călinescu? De ce această îndoială la adresa lui Asache? Se pare că la mijloc este acea notiție biografică, autobiografică a lui Asache, scrisă pe la 70 de ani, cam așa, în care el își atribuie niște titluri pe care nu le are, pe care o să le întâlniți în cărți. Că și-a luat doctoratul la 17 ani, nu e adevărat. Că a luat diploma de inginer, nu e adevărat. Că avea diplomă de arhitect, nu e adevărat. El simțea nevoia de astfel de confirmări, nu le avea. El a făcut școli din acestea informale, așa erau vremurile. Veți găsi aici registrul matricol de la Liov, veți găsi aici catalogul cu notele lui Asache de la Liov din anul întâi, de la filozofie, dar nu a apucat să termine. Așa au fost vremurile. Singurul lui titlu pe care îl spunea de multe ori că este mădular al societății literare din Roma, ceva în genul ăsta. A fost membru al acelei societăți. Probabil că de acolo Călinescu avea această îndoială legată de ceea ce spune Asache, inclusiv legat de locul de naștere. Divinul critic nu a fost deloc corect față de marele cărturar, dar am spus-o tot timpul, de ale scriitorilor, ei se ceartă, ei se împacă, dacă mai apucă. Da, eu cred că ne-am propus atât o jumătate de ore pentru cartea aceasta. Nu, nu avem un plan. O să am o scurtă intervenție aici în Timișoara, după cum bine știi, avem 4 universități de stat și fiecare dintre ele este într-un fel sau altul legată de un nume. Da? Uite, avem Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, avem Universitatea de Științele Vieții Mihai I al României. Am avut Institutul Politehnic Traian Vuia, actuala Universitate Politehnică Timișoara. Universitatea de Vest a fost Universitatea de Vest. De la început, cumva, mă rog, nume regăsit după Revoluție, până atunci fiind Universitatea Timișoara. Voi ați păstrat la Iași, în denumirea universității, ați păstrat de la Institutul Politehnic Gheorghe Asache și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache. Unde merge în istorie și unde s-a făcut prima legătură a instituției de învățământ superior cu Gheorghe Asache? Că mă gândesc că n-a fost chiar de la început, adică... Lucrurile stau în felul următor. Deci, prima formă de învățământ de inginerie în limba română a fost la 1813. S-a înființat o școală similară la București în 1818 de către Gheorghe Lazar. Bucureștenii n-or să ne ierte niciodată faptul că Gheorghe Asache și moldovenii au furat startul, pentru că tot timpul ei spun că a fost ca școala lui Gheorghe Lazar, dar nu pot să spună că a fost prima. Prima a fost la Iași. Apoi, învățământul de inginerie s-a conservat în diverse forme, în Academia Mihăileană și în Universitatea din Iași, înființată la 1860. Apar două facultăți de inginerie de-a lungul timpului, una de chimie și una de electrotehnică, și în 1837 se înființează școala politehnică Gheorghe Asache. Atunci este, de fapt, actul de naștere a universității noastre. I s-a dat numele lui Gheorghe Asache, deoarece era vorba de acea școală de inginerie de cadastru de la 1813. Din momentul acela, de la 1937 și până în prezent, în mod continuu, Politehnica a avut numele lui Gheorghe Asache. Și acum vreau să fac o mică paranteză. Școala Politehnică Gheorghe Asache s-a înființat în urma unei greve. De regulă, grevele studenților sunt împotriva școlii. Atunci s-a întâmplat exact pe dos. Greva a fost pentru ca să se înființeze școala Politehnică, pentru că se întârzia emiterea unui decret de înființare a școlii la Iași și, de fapt, se dorea ca studenții de la universitate care făceau ingineria să se ducă ori la București, ori la Timișoara, unde erau singurele două politehnici la acea vreme. Studenții au făcut o grevă și, în final, s-a înființat școala Gheorghe Asache.
Să știi că mai multă lume și-a dorit să vină în seara aceasta să ne asculte și să te asculte și doamna profesoară Adriana Babeție era printre ei. O gripă a ținut-o acasă, dar, dacă m-am început deja așa cu mici întrebări, avea și dânsa pregătit o întrebare pe care o să o adresez eu. Și spune, zice, mă rog, dragă Mădălin, chiar m-am pregătit cu o surpriză despre Asachi să mă bag în seamă în public. O spun așa pentru că o știm că Adriana întotdeauna este extrem de plăcută și de sinceră și de autentică. Și anume, despre cum a scris despre zborul cu aerostatul în 1811 la Roma al doamnei Blanchard și despre cometă. Da. Apropo de ce ai spus că a fost și reporter. Da. Apare aici în pasajul scris de domnul profesor Ioan Milică, care în prezent conduce... Uitați, aici este... acest zbor al acestei doamne. Nu sunt precizate foarte multe lucruri, dar da, el era și reporter, a consemnat multe lucruri și aceste fapte de care povestești tu au fost apoi prezentate în ziarele pe care le-a tipărit la ea și a scris multe gazete pentru țărani, pentru el avea o obsesie, școala pentru copii simpli, școala pentru... Erau școli private, erau în acel deșert cultural. Radu Rosetti, în memoriul lui, spune ceva în genul ăsta, că după campania lui Napoleon, de la 1812, erau prin Moldova fel de foști lăncieri în armata lui Napoleon și toți treceau ca fiind ofițeri. Dar aveau o mare calitate, știau limba franceză. Și erau angajați de diverse familii de boieri să învețe odraslele limba franceză de la acești soldați, toboșari, ce mai erau ei prin ce fusese prin armata lui Napoleon. Așa era, atât de mare era criza de profesori și de școli în perioada aceea. El a tipărit gazete, a scris cărți pentru toată lumea, pentru tot poporul. Și ceea ce este impresionant, a tipărit hărți. Hărțile sunt la Academia Română, le-am scanat și le găsim în carte aici. Erau copiate, bineînțeles, dar avea un foarte bun linotipist, un neamț, cu care a făcut aceste hărți pe care apoi le-a distribuit în toată Moldova. Ceea ce, fără îndoială, că a însemnat. Era un fel de internet al vremurilor, ca să poți să vezi cum arăta lumea la vremea aceea, în condițiile în care, mă rog, în Moldova era aproape un pustiu cultural. Da. O să mai rămânem doar un pic la Gheorghe Asachi și pentru a face o trecere, să spunem, cât mai lentă înspre cea de-a doua carte, cum să discuți cu un negaționist al științei, și o să mergem înspre zona aceasta prin intermediul lui Gheorghe Asachi. Și anume, ok, ai menționat și tu mai devreme, a făcut și gafe, cel puțin din punct de vedere politic, n-a știut să se poziționeze deloc bine, adică deloc bine. A fost un conservator în condițiile în care la 1848 toată Europa se afla într-un alt tip de mișcare, cea a descoperirii sau, mă rog, a pune în evidența națiunilor, a curentelor cumva patriotice, naționaliste, apoi naționale mai degrabă, apoi la 1859 iarăși s-a poziționat greșit, nu a fost de partea curentului unionist, din contră, a și fost ales pentru, dacă mi-amintesc bine, o săptămână, da, două deputat, după care alegerile respective au fost refăcute. Desigur, a primit acele privilegii, pentru că până la urmă autoritățile au fost totuși generoase și în două momente ale vieții sale i-a oferit niște pensii, mă rog, a primit două pensii, adevărat, dar aș vrea să precizez un lucru. E adevărat, sub aspect politic nu a fost deloc inspirat, însă sub aspect uman a fost foarte consecvent, pentru că el nu și-a părăsit domnitorul. El a fost foarte atașat de Mihail Sturza și nu l-a trădat. I-a fost fidel toată viața. În jurnal, ultima însemnare
este legată de o felicitare pe care o trimite de Sfinții Mihail și Gavril lui Mihail Sturza la Baden-Baden. Ultima lui ieșire în străinătate este pe la aproape 80 de ani, pleacă până la Cernăuți cu caleașca, după care de acolo ia trenul și merge până la Baden-Baden la Mihail Sturza. I-am căutat casa lui Sturza la Baden-Baden anul trecut, n-am mai găsit-o pentru că s-a schimbat numerodarea străzilor. Am găsit strada și am tot mers din casă în casă și la un moment dat s-a terminat numerodarea, a început o altă stradă și așa n-am putut să o identific. Dar el este în privința aceasta, a fost un om politic total atipic, deci a pus pe primul plan prietenia față de interese. Față de interesele, mă rog, politice și față de mersul vremilor, cum se spune atunci. Consider că înainte de a merge mai departe putem să luăm poate, eu știu, două, trei întrebări din public acum vis-a-vis de personalitatea lui Gheorghe Asachi sau mergem mai departe și facem dialogul la final? Poate discutăm acum? Acum poate, dacă da. Sunt... Haideți să vedem dacă avem vreo întrebare din public până la momentul acesta al expunerii. Oricum, mi-ai mâncat toată activitatea și mi-ai luat tot jobul de astăzi, da? Deci nu mai am nimic de completat, dar nici n-aveam cum, pentru că una este să fii editor al acestei cărți și să și scrii despre lucrurile astea și alta este să fii doar un umil cititor. Acum, domnul prorector, și eu ca prorector, de multe ori am fost pe poziția de a fi un fel de Andreea Marin, deci de a fi moderator. Deci, de aceea ți-am luat din activitate, pentru că moderatorul din mine a ieșit, pentru că am făcut și eu de multe ori lucrul ăsta. Da, poate lăsăm la sfârșit, depinde cum doresc invitații. Da, bun, putem atunci să continuăm. Uite, pe mine, când... Ți-aduce aminte bine, e mai bine de o lună jumătate de când împreună cu Raluca și cu Ana ar fi trebuit să le menționez de la început pe cele două bufnițe. Sper să nu se supere pe mine că le tot spun așa, cele două bufnițe, dar ele așa sunt. Eu spun cu drag, le cunosc de atâta vreme. Le știu o țară întreagă, așa îmi pare rău. Exact așa le știu o țară întreagă, absolut corect. Și când am regândit... formatul acestui eveniment cu partenerii, bineînțeles, editura Humanitas, Universitatea de Vest din Timișoara, desigur, și când am stabilit că o să fim împreună aici, am zis, ok, bun, Asachi, perfect, dar de ce îl legăm? Cum îl legăm? Trebuie să găsim un element care să ne ducă și într-o zonă poate un pic mai modernă. Iar această carte a venit ca o mănușă. Cum să discuți cu un negaționist al științei? Aș începe, nu știu, expune fiecare dintre noi un punct de vedere vis-a-vis de ce înțelegem prin a fi un negaționist al științei. Și o să spun eu câteva cuvinte la început, după care o să te rog și pe tine să continui. În secolul acesta, 21, după un secol 20 absolut fantastic din perspectiva științei, în condițiile în care școala a ajuns să fie, desigur, gratuită și obligatorie în marea majoritate a statelor lumii, este într-adevăr cumva ciudat să constați că există oameni care sunt totuși negaționiști sau, mă rog, privesc negativ un lucru care ne-a îmbunătățit viața fiecăruia dintre noi. Ar trebui să fim conștienți în fiecare secundă a existenței noastre că dacă astăzi avem căldură, este pentru că am avut știință în spatele acestui proces, dacă avem lumină, curent electric și toate celelalte lucruri care ni se par o banalitate, credem că ele vin de la apăsarea întrerupătorului, da? Fără să cunoaștem toate elementele care sunt în spate. Nu mai vorbim de toată tehnica și tehnologia pe care le utilizăm, în special pentru zona de divertisment, pentru că cea a existenței pur și simplu am rezolvat-o deja de multă vreme. Speranța de viață care a crescut, toată medicina care este în spate și toate mecanismele care asigură niște sisteme de sănătate dezvoltate, sigur le putem critica pentru că, na, până la urmă și asta face parte dintr-un sens al progresului, dar dincolo de alta însă, știința este peste tot
și ea ar trebui să fie venerată, dacă, mă rog, ne-am întoarce cumva în vremuri de acum poate 2-3 mii de ani, când totul era venerat, orice lucru bun era venerat. Cu toate astea, iată, avem mulți dintre semenii noștri care neagă aceste lucruri, care, eu știu, în fața evidențelor vin și oferă, nu argumente, oferă convingeri, oferă puncte de vedere care par a fi venite direct dinspre divinitate. Noi cunoaștem adevărul, noi știm cum este cu conspirațiile și toate astea. Din perspectiva mea, un negaționist al științei este cumva o persoană care, într-un fel sau altul, nu și-a meritat nici măcar educația pe care a primit-o. Este, într-un fel sau altul, un produs, sigur, neșlefuit, nefinisat, dar până la urmă nerecunoscător pentru tot ceea ce i s-a oferit. Așa l-aș vedea la o primă vedere. După aceea, desigur, intrăm în detalii și vedem unde îi regăsim, în ce formă se manifestă, care sunt, să spunem, elementele acestea care izbesc, sunt izbitoare, cum a fost pandemia și cum sunt altele. Cum ți s-a părut pentru început acest titlu și apoi intrăm și în detalii? Da. În primul rând, când am citit această carte, am pus-o în legătură. Bineînțeles că se pune întrebarea de ce apar astfel de atitudini, de ce apar astfel de poziții. Și vom vedea imediat, vom discuta unele au o explicație economică, interese majore în spate, alte ori e vorba pur și simplu de atitudine personală. Dar acest fenomen trebuie pus în legătură și cu măsura în care științele pozitive au pătruns în spațiul public. Dacă ne referim la noi, primul intelectual pozitivist a fost Gheorghe Asache. Primul intelectual pozitivist cu diplomă a fost un scriitor. E vorba de Ion Ghica. Ion Ghica era inginer de mine. El făcuse la Paris un institut de mine. Este un articol în România Literară dedicat lui Ghica. Articolul se numește Nițel Malițios, așa. Se numește Prinț și Inginer. În spațiul public, vorbind la nivel european cel puțin, științele pozitive au început să capete un statut ferm după ce Charles Snow, care era și scriitor, era și fizician, specialist în radiații infraroșii la Cambridge, el are un eseu care schimbă complet fața lumii științifice, cele două culturi, cultura umanistă și cultura tehnică. Și el spune așa atunci, în anul 59, dacă nu mă înșel, da, spune că lumea s-a schimbat, tehnologia schimbă complet lumea, atunci spunea lucrul ăsta, și să spui că nu știi principiul al doilea al termodinamicii este echivalent cu a nu-l fi citit pe Shakespeare. Bineînțeles că era un punct de vedere puțin cam îngroșat așa ca tușă, dar din acel moment cele două zone ale intelectualității încep să se echilibreze. Deci intelectualii pozitiviști au un loc deja bine definit în tot ceea ce înseamnă, mă rog, cultură, în tot ceea ce înseamnă știință și așa mai departe. Acum, ajungând la ce se întâmplă cu acești negativiști ai științei, da, nu m-am gândit la faptul că e vorba de lipsă de recunoștință față de toți cei care au făcut ca să trăim mai mult și mai bine și ei, într-adevăr, de multe ori nu aduc recunoaștere necesară pentru confortul pe care îl avem datorită științei, dar atunci când am început lectura cărții mă gândeam la o butadă, ți-am spus ieri, mă gândeam este ca atunci când un nebun aruncă o piatră într-un lac și 1000 de înțelepți sar după ea, este foarte interesant câți oameni de știință, câți filozofi, câți psihologi, câți oameni de știință au încercat să descifreze acest fenomen al negativismului. Adică, într-un cuvânt, așa vorbim de cei care sunt absolut convinși că Pământul este plat. Acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, a fost o conferință despre Pământul plat la Cluj. Și am spus, bine că n-a fost la Iași sau la Vaslui,
că iar începeau glumele despre Moldova și despre, mă rog, alte lucruri de genul acesta. Am spus, dacă e la Cluj, e ok, într-o cheie mioritică m-am simțit bine, nici capra vecinului nu se simte foarte bine, este ok. Eugen, dacă îmi permiți, mai rău decât Iași sau Vaslu, era Târgu Jiu sau Robert nu se vede. Aici în Banat, mă rog, percepție. Da. Da, te rog. Am constatat că există un moment foarte bine definit când povestea asta a negaționismului științei a luat naștere. Este vorba de momentul în care companiile de tutun în anii 50-60 au decis să aibă o campanie foarte bine gândită, foarte bine focusată vis-a-vis de dovezile care ușor-ușor apăreau și puneau în conexiune cancerul de plămâni cu fumatul. Și la momentul respectiv, ce au făcut marile companii? Ok, cum putem noi să inversăm această tendință? Ce putem să facem pentru a ne păstra business-ul, pentru a-l face mai profitabil? Și în momentul acela au adus specialiști care n-au făcut nimic altceva decât să sădească neîncrederea. Îndoiala. Adică, îndoiala. Nu și-au propus cumva să vină cu studii care să arate contrariul sau ceva. Nu. Din momentul acela au apărut chestiuni de genul pe care o să constatați că le regăsim recurent la toate celelalte tipuri de conspirații. Da? Sau așa zise conspirații. Dar oare numai din cauza fumatului se face cancerul la plămâni? Nu mai sunt oare și alte cauze? Dar știu eu pe cineva care a făcut cancer la plămâni care n-a fumat niciodată, da? Și din momentul acela, mă rog, campanii foarte bine pregătite, foarte bine țintite, au început să-și arate de fapt și rezultatele pe care le vedem inclusiv astăzi. Pentru că, repet, modelul, pattern-ul este același pe toate aceste componente. Apoi, dacă este să continuăm, chestiunea aceasta cu pământul plat, autorul Lee McIntyre a făcut un lucru pe care sunt convins că fiecare dintre noi l-a gândit pe anumite subiecte de care a fost preocupat, și anume să meargă în inima dușmanului, dacă îi putem spune așa cu ghilimelele de rigoare. A fost la o conferință a celor care cred că pământul este plat. Da? S-a înscris și a luat badge-ul la intrare, a participat 2 zile, a mers la expuneri, a stat apoi de vorbă cu unii dintre cei care erau vedetele zilei, i-a invitat pe unii dintre ei la cină pentru a vedea, mă rog, modul în care gândesc, modul în care preiau anumite informații și propusese mai mult decât atât, își propusese să-i contrazică. Și până la urmă, sigur, studiase foarte mult înainte. Cum să-i abordăm? Apropo de ce spuneai, există studii întregi care, într-un fel sau altul, încearcă să găsească niște modele vis-a-vis de cum poți să întorci convingerea unuia care are un mod extrem de simplist de a gândi. Aș mai continua spunând ce am constatat din această lectură. Sigur, este făcută pe exemple și pe modele care vin din Statele Unite ale Americii. Și zona politică este foarte bine conturată. Este incredibil cum constați că în probleme care țin strictamente de știință, cum ar fi încălzirea globală, de exemplu, într-un mod se poziționează republicanii, într-un mod se poziționează democrații, fără absolut niciun fel de argument științific. Doar pentru simplu fapt că liderul, unul sau celălalt, agrează o problemă într-un fel sau altul. Eu nu o să-mi permit să spun care dintre ei au sau nu au dreptate, nici nu o să-i numesc, pentru că până la urmă ideea întâlnirii noastre de astăzi este de a pune pe masă niște chestiuni de gândire, niște chestiuni de principii, niște chestiuni de valori. Deci în zona asta mi-aș dori mai degrabă să ne mișcăm. Dar într-adevăr, foarte clar, sondaje făcute pe această temă, studii sociologice arată că inclusiv partidul din care faci parte îți determină un mod de gândire față de un aspect din acesta care ține eminamente de știință. Da,
În cazul încălzirii globale, în prezent, suntem supuși unei lupte informaționale, pentru că interesele unor țări, la urma urmei, sunt majore în ceea ce privește amprenta de carbon, în ceea ce privește consumul de cărbune și așa mai departe. Și aici poți să înțelegi. Da, este o miză economică, aici e vorba de bani, foarte mulți bani. Bun, dar mă întorc la pământul plat. Unde sunt congrese, conferințe, asociații întregi care spun că pământul este plat și care, mă rog, mai susțin și fel de fel de alte chestii de genul acesta. Problema este legată de următorul aspect. E vorba de nevoia de identitate. Sunt oameni care, cei mai mulți sunt oameni tarați, care au suferit niște probleme, au suferit niște pierderi importante în viață. Mă rog, și-au pierdut prieteni, și-au pierdut rude, și-au pierdut slujba, și-au pierdut casa. Deci au avut niște dezamăgiri în acestea profunde. Statistic se demonstrează lucrul acesta. Și atunci îi simt nevoia unei identități. Și acum, e vorba de subculturi. Subcultură nu în sens peorativ, ci set de valori pe care le mai exotice, pe care le împărtășesc anumiți oameni. De exemplu, cultura hip-hop. Unde se nasc subculturile? În marile aglomerări urbane, că la Dorohoi e puțin probabil să găsești, să faci un club de hip-hop. Sunt puțini. Nu? Și atunci în marile aglomerări urbane se întâmplă să găsești un număr, o masă critică de persoane care să creadă că pământul e plat. Și atunci, da, îți pui un blazon. Da, eu cred că pământul este plat. Și bineînțeles că ei vin cu, aici se demonstrează științific, sunt 5 căi pe care ei merg pentru a-și demonstra aceste teorii neștiințifice. Și una este simplă. Ai văzut tu pământul rotund? Fiecare mizează pe ceea ce vede. Îi face ca poetul. Vreau să te pipăi și să urlu este. Dom'le, eu mă uit, pământul e plat, uite-te. A, cei NASA? NASA minte. Piloții de pe navele mint. Piloții de linie mint și ei. Toată lumea minte. Uitați-vă, pământul este plat. Și răspândesc că chemtrails piloții. Da, și există o întreagă logică ilogică în baza căreia se perpetuează astfel de idei. Și ceea ce este foarte interesant este faptul că au convingeri. Așa cred eu. Punct. Așa cred eu. Și nu pot să-i rămâi dezarmat. Aici este un capitol pe care nu l-am citit. N-am vrut să-l citesc. Că este cum putem să convingem pe aceștia, pe acești negaționiști asupra adevărului. Personal, cred că fiecare om e liber să creadă ce vrea. Am să citesc mai târziu capitolul acesta. În principiu, eu personal nu vreau să conving pe nimeni de nimic. Pe studenții mei, da. Cu ei, dacă n-am încotro, sunt plătit pentru asta. Am înfișat postului. Dar, în general, fiecare om este liber să creadă ce dorește, bineînțeles, până la niște limite. Eu să știi că am citit capitolul ăsta și recunosc că n-am luat toate capitolele în ordine pentru că n-am fost sigur că o să termin cartea până astăzi. Așa că am zis, hai că trebuie să o balez stânga-dreapta, să surprind elementele esențiale. Așa că, mă rog, în acest baleiaj am prins și, până la urmă, capitolul acela este mai degrabă un apanaj al psihologilor. Da? Adică tu, dacă vrei să convingi pe cineva, trebuie să ai și componenta aceasta de psihologie foarte bine asezonată în modul tău de a gândi și în modul tău de a acționa, pentru că, până la urmă, este cumva simplu. Concluzia este următoarea acestui capitol. Trebuie să-l lași pe respectivul să vorbească. Trebuie să-i acorzi încredere. Trebuie să nu-i spui din start, domne, și aici fac o paranteză. Era în perioada pandemiei. Mă rog, eu am mulți dintre cei care sunteți aici, îmi sunteți prieteni apropiați și știți că n-a fost o perioadă ușoară atunci când am avut COVID, dar chiar foarte complicată. Iar după ce eu, mă rog, reușisem să mă însănătoșesc și scăpasem de povestea asta și mai mergeam, foloseam Uber sau taxi sau din astea, întotdeauna îmi place să intru în dialog cu șoferii de Uber sau de taxi, aflu o mulțime de lucruri, experimentez tot felul de chestii, este absolut fabulos. Și
intram direct, nu mai abordam subiectul fără niciun fel de asta. Dom'le, te-ai vaccinat, nu te-ai vaccinat, ce ai mai făcut, nu știu ce. Și lăsam să vorbească. Și începeau cu toate teoriile pe care le cunoașteți foarte bine, care erau acolo. Și eu spuneam, dom'le, uite care e corona. Uită-te aici la mine, da, mă vezi? Da? Deci există, da? Eu sunt o victimă într-un fel sau altul, da? Sau, mă rog, o consecință, eu mai știu ce. În momentul acela, cumva, dar eram, recunosc că a fost o perioadă în care eram agresiv, nu mai aveam răbdare, cumva, și spuneam lucrurile așa mai. După care însă, constatând într-adevăr această radicalitate pe care o arată, faptul că orice tip de argument de tip științific nu stă în picioare, recursul într-adevăr la experiența personală prinde de multe ori, pentru că atunci probabil că intervine un anume tip de empatie, mai ales pentru o speță de tipul acesta. Și pune întrebări. Sigur că poți să ai și elemente tot empatice, de tipul, domne, dar dacă s-ar întâmpla cuiva apropiat și mai departe. Dar una peste alta, concluzia acestui capitol vis-a-vis de o procedură prin care convingi pe cineva că n-are dreptate, e complexă, ține de dialog și ține, într-adevăr, de a-i arăta încredere. Cumva de a încerca să elimini acea identitate cumva falsă sau acel avatar pe care și-l ia dintr-o serie de, eu știu, frustrări, dintr-o serie de neajunsuri, de neîmpliniri și altele asemenea. Cumva în zona aia. Spune-mi, te rog, dacă pe... Ok, am văzut cam care sunt principalele conspirații, nu? Deci vorbim de încălzirea globală, vorbim de... chestiunea cu tutunul, vorbim de... O altă chestiune drăguță. Pentru tot experimentează și autorul, precum Asaki, acolo mergând cu aerostatul, se duce în Maldive. Da? Merge în Maldive, atolul acela care conține mii de insule și care marea, de cea mai mare înălțime a uscatului deasupra apei este 1,5 metri. Da? Deci, adică toată acea suprafață este într-un echilibru mai degrabă instabil. Da? Adică încălzirea globală, să spunem, cu potențialele ei, consecințe pe ei, îi va rade primii de pe această planetă. Și răspunsul la întrebarea... Cumva, domne, conștientizați voi, cei care locuiți acolo, care sunteți de-ai locului, conștientizați ce presupune încălzirea globală și ce consecințe ar avea. Și răspunsul a fost ceva de genul, noi da, dar îi pasă cuiva de pe lumea asta, de acest lucru? Na, și atunci, până la urmă, cumva, cred că asta este o idee cu care putem să rămânem, și anume că problemele unui anume grup, să spunem, sau unei anume comunități, e bine cumva să încercăm să le înțelegem, pentru că ele pot să devină la un moment dat și problemele noastre. Te rog, Eugen, dacă mai vrei să mai completezi ceva, dacă nu, o să începem să dialogăm și cu invitații noștri. Un singur lucru mai am de spus. S-a făcut o statistică în Statele Unite și 50% dintre americani, deci jumătate dintre ei, cred în conspirații, diverse conspirații, că nu am ajuns pe lună. Încălzirea globală, că la 11 septembrie a fost de fapt ce a fost și așa mai departe. Atenție, nu s-a luat în calcul împușcarea lui Kennedy. Pentru că asta ar fi stricat complet orice fel de statistică. Deci aia a fost eliminată din start. Da. Și bineînțeles că sunt pot fi multe explicații. Oamenii au nevoie de mister, oamenii au nevoie de anumite, să aibă să arate faptul că au acces la niște informații pe care nu le deține oricine. Odată îmi spălam mașina și doamna care era proprietară a spălătoriei spune la telefonul mobil, am eu aici un site secret la care nimeni nu are, de la Parlament mi-a dat cineva acces la acest site. Nici nu știți ce se întâmplă pe lumea asta. Nici nu știți câte lucruri. Și eu mă uitam siderat, așa că parcă eram scos la tablă, neștiutor, seghedin, nu ți-ai făcut lecția, habar nu ai, și mă uitam la doamna aceea care
avea la îndemână adevărul absolut. Și apropo de taximetriști, la București am avut o discuție foarte frumoasă cu un taximetrist, care bineînțeles că începe să-mi spună cât de mult plătește impozite, chestii și așa mai departe. Și după aceea îmi spune, domnule, știți cine e de vină? La care eu neștiutor spun, nu, vă spun eu cine e de vină. Cine, domnule? Sistemul. Da. Bun, vă propunem, eu știu, încă o jumătate de oră maximum, desigur, pentru a adresa întrebări, pentru a avea un punct de vedere, pentru a dezbate în jurul acestor subiecte pe care le-am abordat astăzi. Te rog. Am multe de spus, dar nu o să vreau să monopolizez discuția. În primul rând, e nevoie de o anumită nuanțare. De una este a nega știința ca atare și metoda științifică și alta este a nega acest zeitgeist, deci teoriile științifice care sunt mainstream-ul la un anumit moment, dar în care unii oameni au îndoieli. Deci, de pildă, cum spuneai, Mădălin, despre tutun, la un moment dat se credea că tutunul face bine și într-adevăr, după aceea, lumea și-a dat seama, lumea științifică și-a dat seama că nu e așa. Pentru că erau foarte mulți doctori care, mă rog, depuneau mărturie și aveau acolo reclame, cum că majoritatea doctorilor fumează Camel sau ceva de genul. La fel, tot un consens științific, tot din Statele Unite ne vine, a fost acela despre ceea ce face bine sau ce face rău organismului. Deci acea piramidă nutrițională care avea la bază foarte, foarte mulți carbohidrați și spunea că de fapt grăsimile fac rău și nu zahărul. Ei, acum știința și-a dat seama că zahărul face mai mult rău decât grăsimea. Nu vorbesc despre grăsimile trans. Ei, în momentul în care aceste teorii au fost challenged, au fost, mă rog, de către alți oameni de știință, aceia, cei care au îndrăznit să aibă un punct de vedere contrar, erau negaționiști ai științei, pentru că pur și simplu negau ceea ce era acceptat de lumea științifică, de majoritatea lumii științifice la acel moment. Deci era pur și simplu un consens științific. Legat de ce spuneai, legat de politică, într-adevăr, foarte, foarte mult ține de politică. Și, și când vine vorba de încălzirea globală, și când vine vorba de COVID, etc. De ce anume? Pentru că mulți oameni nu neagă știința din spatele anumitor politici publice, ci neagă pur și simplu acele politici, considerând că autoritățile exagerează cu limitarea libertăților legate de un fenomen științific adevărat. Cam atâta voiam să... și încă un lucru. Zic, apropo, România, din păcate, este o țară de negaționiști științifici. Prin ce mod? Mă rog, eu lucrând în domeniul spațial, am ajuns la concluzia foarte, foarte tristă că majoritatea românilor cred în astrologie. Pur și simplu. Deci, eu fiind și creștin, mă gândesc, zic oamenii, religia principală a românilor din grădina Maicii Domnului e, în primul rând, astrologia. Deci nu avem emisiuni științifice foarte multe la televizor, dar întotdeauna o vedem pe Urania, pe Neti Sandu. Foarte puțini oameni cunosc nume de popularizatori ai științei din România. În schimb, toată lumea o știe pe Neti Sandu și pe Urania. Și în toate ziarele găsești horoscopul zilei, dar nu găsești, să zicem, faptul științific al zilei. Bun, vă mulțumesc! Mulțumesc, Luigi. Știi, era o poantă, zice, ce zodie ești? Păi zodia dinozaurului. Da, dinozaurii nu există. Păi nici zodiile nu există. Da, într-adevăr, acum legat de politică, aș rămâne un pic aici, în zona asta, când, ok, am zis că nu spunem nume, dar nu spunem pentru că n-am zis de aici, din România, sunt din Statele Unite, când Trump a devenit, mă rog, președinte,
la câțiva ani după ce și-a început mandatul, câțiva, nu știu, poate un an, doi, nu mai știu, ceva de genul ăsta, la toate presiunile și mai departe, a scos Statele Unite din acordul de la Paris. Prima acțiune pe care Biden a făcut-o când a devenit președinte a fost să reintroducă Statele Unite în acest acord și, desigur, spunem foarte bine, a făcut, pentru că, na, dar rămânând în zona aceasta încălzirii globale, unde, într-adevăr, sunt, iarăși, studii sociologice, nu vorbim de cele științifice, arată că din toate, și sunt zeci de mii de articole științifice scrise pe această temă, 0,13% din totalul acestora sunt acelea care spun că, mă rog, încălzirea globală nu există, că această chestiune, eu știu, este o conspirație și așa mai departe. 0,13% din... Sigur. Și, mă rog, motivul acesta este preluat mai apoi cu tipoul pe care l-am descris mai devreme. Da, dar nu doar, eu știu, industria petrolieră sau cea carboniferă sunt cele care duc la încălzirea globală. Și că am avut și acum câțiva zeci de mii de ani glaciațiune care a fost generată tot de aceste lucruri. Da, e ok. Numai că acel lucru s-a întâmplat pur și simplu, da? Că la scară geologică se întâmplă foarte multe lucruri, da? Și la scară universului și mai știu ce, pe când acum suntem noi cei care, într-un fel sau altul, generăm toate poveștile astea. Sau vacile cu pârțurile lor. Da. Da. Metanul, da. Da. Ramona, te rog. Aș vrea să vă rog de o legătură sugestie. Sunt jurnalist, scriu pe medicină și am făcut o propunere de... Apărea o comisie de mediere între BOR și medicii din Timișoara legat de transplant, de moartea cerebrală, de înțelegerea emoțiunii noastră. Am văzut că aveți articole în zona medicală, ați și supervizat un cercetător care lucra în folosirea unor proteze. Da, am un doctorant, doctorant în bioinginerie. Am fost și premiat. Excelent. Da, este o proteză de gambă, o proteză autoadaptabilă. Arătați că sunteți interesat de medicină. Sper să vi se pare interesantă și întrebarea mea. În septembrie, în zona dumneavoastră, în Moldova, o familie are un copil în moarte cerebrală, dorește să doneze organele, apoi, după ce se consultă cu duhovnicul, whatever that means, nu mai dorește familia respectivă să se facă acest transplant. Până aici s-a mai întâmplat. Purtătorul de cuvânt al BOR, Biserica Ortodoxă Română, iese public și spune Biserica Ortodoxă Română este de acord cu donarea de organe și folosirea lor pentru transplant, atâta vreme cât e vorba de organe pereche. Ceea ce, evident, exclude inima și ficatul, deși ficatul, domnul Bănescu nu știa, de vreo 25 de ani se transplantează ca porțiune de ficat în România. Bun, este un lucru care... Suntem într-o țară ortodoxă, nu este vina mea. Detest chestia asta că biserica... Biserica, n-am terminat. Biserica... da, e extrem de rău, după mine. Știința nu are nicio legătură cu... biserica. După mine, lucrurile astea sunt compatibile. Dacă aveți o altă părere, puteți vorbi după mine, mulțumesc. Așadar, dacă trebuie încă să suportăm biserică, ok, haideți să vedem cum le conciliem. Domnul Bănescu nu este unul dintre habotnicii pe o linie, nu este unul dintre idioți, e mai simplu cuvântul. Sunt extrem de mulți idioți între cei care decid în Biserica Ortodoxă Română, a se vedea transplanturile. Bun. Ce facem atunci când acești oameni acceptă să se discute despre moartea cerebrală? Am întrebat cum, dar voi ce aveți împotrivă de fapt? Și au venit niște idei interesante. Deși, sigur, poziția mea împotriva bisericii în care se bagă în știință e cunoscută, cu toate astea, mi s-au spus lucruri foarte interesante dinspre zona preoților, care chiar predau, care pregătesc alți preoți. Mi s-a spus, ok, dar medicii nu și-au rezolvat problemele lor și au dreptate. Cazul Lucan nu s-a terminat, sau nu s-a terminat ok.
de la Cluj, da? Cu ciudățenile din transplantul de rinichi. Iar acolo sunt și au fost clar probleme. Și în același timp, bun, ei probabil nu știu, dar în istoria morții cerebrale au existat momente, primul transplant de inimă din Israel a fost făcut luându-se organul de la cineva care a fost suspectat a nu fi moarte cerebrală. Ok, cum facem să împăcăm aceste tabere astfel încât să găsim niște comunicatori care să poată explica mai departe în bor că dacă niște medici cunoscuți, care au un cuvânt, care nu au murit, evident, foarte mulți oameni, sau era bana, spun, da, moartea cerebrală, dar cu moarte. Sfătuiți legat de asta. Da, mulțumesc. Dacă îmi dai voie, Eugen, o să-mi spun eu câteva cuvinte, apoi o să te las și pe tine să oferi un punct de vedere. Uite, o să mă duc tot la chestiunea aceasta cu pandemia și cu, mă rog, conspirațiile care sunt în jurul ei. Și foarte multe persoane au fost, spunem, convinse sau și-au schimbat abordarea vis-a-vis de vaccinare în momentul în care au avut într-adevăr parte de niște comunicatori foarte buni și au avut parte de niște oameni care le-au explicat pe îndelete cum stau lucrurile, adică modul în care funcționează un vaccin, modul în care acesta este realizat, modul în care este validat. Toate lucrurile astea făcându-se de către specialiști care au avut, să zicem, o doză de carismă și care au avut răbdare în primul rând și care au știut să se adreseze într-un limbaj cât se poate de accesibil, au reușit să ducă la schimbarea unor puncte de vedere care erau realmente radicale. Așadar, ideea ta de a identifica acei buni comunicatori care să știe să realizeze această punte între două lumi aparent neintersectabile, dar lucrul ăsta nu este așa, pentru că dacă ne uităm chiar în istoria științei, da, o să ne aducem aminte că practic cel care a pus scânteia modelului Big Bang a fost un călugăr, da, de exemplu. Mă rog, și pot să continue exemplele de acest tip. Deci cumva eu nu văd aceste lumi ca fiind imiscibile. Le văd cumva ca două lumi care au nevoie de persoane pregătite pentru a putea să genereze un dialog. Da? Aici, mă rog, e simplu, iarăși apelăm la exercițiul empatic. Cum privești transplantul de organe atunci când n-ai nicio problemă sau atunci când cineva care ți este foarte apropiat are nevoie de o astfel de măsură intervențională, să spunem. Da? Deci cumva n-am decât să spun că într-un fel sau altul agrez abordarea pe care o ai. Sunt un sprijin sau, mă rog, un susținător a ceea ce înseamnă a face absolut orice este posibil pentru a putea da șansa la viață. Mi-aduc aminte când ai vorbit de primul transplant de inimă, stăteam de fapt și mă gândeam, e o poză celebră, cred că e reală, pe care sunt convins că o știți, aceea cu acel chirurg sud-african, mă rog, epuizat după o operație, de nu mai știu cât a durat de fapt primul transplant, foarte, foarte, foarte mult. Adică sunt lucruri care s-au întâmplat, astăzi le vedem efectele, progresul și în zona asta este unul cât se poate de semnificativ. Eugen? Da, este un subiect asupra căruia nu m-am concentrat foarte mult. Știam, e un punct, mă rog, pentru mine de reflexie în continuare. Da. Mă rog, dacă mai există și alte intervenții. Da, vă rog. Influența lui Hegel în cultura română. Și nebun pe parcursul acestui idei, aș putea să spun clar, ideile lui Tito Maiorescu, vizând o modernizare reușită a României, că nu a fost anticipată de către asta. Deci nu e chiar o terra deserta a României, nu este o țară a nimănui. Și iată, vede că ceea ce ar părea, într-adevăr, că este fără precedent cumva
convorbirile literale pe terenul culturii moldave este nicit mai fericită. Începuturile au fost făcute de viață și este probabil că important. Nu apar lucrurile pur și simplu ca așa. Da, aveți dreptate, într-adevăr, asta am și spus, că Asaki a construit pur și simplu, dar ceea ce apare în carte și puțin dintre noi știm, este că Asaki însuși n-a apărut din nimic. Asaki însuși a apărut pe un fond. Tatăl lui, Lazar Asakevici, a fost la rândul său un mare cărturar. A fost foarte apreciat de către Veniamin Costache, care l-a adus la Iași, care l-a onorat foarte mult. Antonie Plămădeal a scris o carte foarte interesantă despre Lazar Asakevici. Și așa putem să înțelegem cum a apărut Gheorghe Asaki, un om atât de cult, un om atât de multilateral, într-adevăr, un spirit enciclopedic, pentru că el a avut un model în tatăl său, un model pe care l-a urmat la niște, bineînțeles, la niște cote mult mai ridicate. Acum că spuneați de Titu Maiorescu, Titu Maiorescu nici nu-l bagă în seamă pe Asaki. Junimiștii nu-l bagă în seamă. Între Junimiști și Asaki era un haos, era un caos, cum spunea Eminescu, era o fractură totală, dar la moartea lui Asaki, în convorbiri literare apare un ferbar foarte frumos, probabil scris de Iacob Negruții, pentru că Iacob Negruții spunea despre revista aceasta, spunea că el este redactor, el este tipograful, el este scriitorul și unicul cititor al revistei respective. Și se pare că el a scris acest ferbar foarte frumos despre Asaki, în care se enumeră toate meritele lui Asaki. El a fost cel din tâi, era U acel mut, dar cel din tâi care a scos o revistă, cel din tâi care a tipărit, cel din tâi care a făcut o școală de cadastru, cel din tâi care și așa mai departe. Dar aceasta este realitatea. Junima era din alt film față de Asaki. Asaki încă era postelnic, își ținea grav titlul lui boieresc, da. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, ne oprim aici și îți mulțumesc foarte mult, Eugen. Eu îți mulțumesc, Mădălin, mulțumesc tuturor, a fost o încântare pentru mine. Și nu avem încă nici tema și nici invitatul ediției următoare, dar vă asigur că va fi în luna martie, tot într-o zi de miercuri,